Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum am promis după la timp, am adus nou Ferrari SF90. O mașină legendară ce poartă numele a 90 de ani de Ferrari Racing. Și astăzi o să o descoperim împreună. Începem prin a vă spune de aceste stopuri, care practic ele reprezintă o reiterație a mașinilor legendare clasice, și cu acele 4 stopuri, între care cele pe exterior sunt semnalizările la ea. Da, dacă știți, 288 GTO la fel venea cu acele stopuri clasice. Aici sunt noile evacuări, sunt montate puțin mai sus față de alte modele Ferrari. Acest eleron de carbon care face parte din pachetul Assetto Fiorano, care reduce greutatea mașinii cu 32 de kg, practic vine cu eleronul ăsta de carbon aici și o suspensie, spune, mult mai bine setată. Jantele. Bun. Și aici este celebra față pe care mulți ziceau că este asemănătoare cu cea de la F8. Pentru că vine acest pasaj la capotă, dar este mult, mult, mult mai agresiv la faruri și la design față de un F8 Tributo. Da? Aici avem, apesăm și mașina se deschide, acest mâner, cum spuneam, avem pachetul Assetto Fiorano. Da? Este un pachet pentru care se plătește în plus, da? Și aduce o reducție a greutății, cum spuneam, niște carbon în plus, niște jante de carbon și o suspensie mai bine setată. Bun, haideți să intrăm puțin aici, ca să vorbesc despre. Aici avem butonul de deschis. Aici se deschide ușa, practic apeși pe ăsta. Este ușa electrică. Aici este capota din față. Apăsăm pe ăsta, se deschide rezervorul, care este pe partea dreaptă. Și acesta este pentru încărcare electrică, pentru că mașina este și hibrid. Da? SF90. Bun. Acum. Aici avem cheia, lăcașul ei, practic. Da? Unde scrie SF90. Putem să o punem și așa. Noul volan de la Ferrari. Da? I-am pus contactul. Da? Și avem noul ceas de bord, da? Asta este noul ceas de bord și noul volan, care de aici se pornește, și aici sunt modurile de condus. Practic avem electricul, modul hibrid, modul race și qualifying. Asta este modul cel mai agresiv, pe care practic se face launch controlul. Aici este încă unde legăm oglinzile. Totul la mașina asta este acum electric. Totul este pe display-uri și cu touchscreen, inclusiv clima este pe touchscreen. Aici este binecunoscutul lor monitor, ca să spunem așa, în care inclusiv pilot, cel din dreapta, uitați, dacă vedeți pe performance, vedeți, se vede turele, dreapta de viteză în care este și acum este mașina pornită. Da, să închidem ușa mai bine. Bun, aici sunt semnalizările, da? View Max, ca să vedem asta pe maxim. Da? Practic tot ce ți alegi este aici. După care dai pe el, da? Și ce cadran îți alegi tu din bord, practic poți să vezi pe View Max mare se face. În rest, aici sunt ștergătoarele, da? Manetino, binecunoscutul lor Manetino, spălă, cum am spus, ștergătoarele, aici sunt oglinzile cu camera și cu farurile, da? Totul a devenit tehnologizat la această mașină. Bun, aici avem geamurile electrice, cup holder-ul și cutia de viteze, marșalier, automat sau manual, și aici este launch control-ul. Da? Aici este, să vă arăt, SF90, da? Din păcate pe geamul ăsta nu se văd prea multe,
spațiul este destul de limitat la interior. Bun, aici reglăm clima mai tare sau mai încet, viteza, iar temperatura ne arată numai aici, în dreapta, sau numai aici la șofer, aici undeva, pentru că pe acest monitor nu apare nimic. Aceste guri de aerisire, care după părerea mea sunt senzaționale, sunt practic, au niște forme mai ciudate, nu sunt puse, nu știu, în aceeași formă sau în aceeași poziție ca la celelalte mașini, puțin mai diferite, ceea ce, iarăși, este un design specific Ferrari. Da? Noi acum suntem în modul hybrid, de-aia mașina nu se aude. Vedeți aici, da? Apeși pe ăsta. Și a luat o mașina pe modul qualifying, a pornit motorul. Acum aici ne scrie, vedeți, cât avem baterie și rezervorul. După cum știți, de mult îmi doream să filmez un SF90 și iată că a venit și vremea până la urmă, de ce nu? Și mai multe o să vorbim despre ea la interior în timp ce mergem cu ea. Bun. După cum spuneam, mașina vine cu un motor V8 hybrid, practic. Ce dezvoltă, spune ea, aproape 1000 de cai, 900 și ceva de cai putere, cu 102,5. Bine, astea sunt informații pe care puteți să le găsiți oriunde. Ce este însă interesant la ea sunt acele moduri de condus despre care vă spuneam la interior, care avem modul electric, pe care mergem pur electric, da? Modul hybrid, race-ul, acel de pe volan, acel steguleț, și modul qualifying, pe care suntem noi acum, în care se face inclusiv launch control, modul qualifying. 90 se încadrează în gamă undeva între 812 superfast și imediat după el vin acele modele extrem de rare și scumpe, de milioane de euro, practic vorbim despre Enzo, la Ferrari, în fine, acele modele care apar o dată la 10 ani, care celebrează din 10 în 10 ani istoria Ferrari. Ce este însă interesant la SF90 este că ea nu a fost concepută ca o mașină ediție limitată. Cu toate că este cel mai puternic și cel mai rapid model Ferrari făcut vreodată în istoria lor. Inclusiv acele modele despre care vorbeam, hipercarurile lor, nu sunt atât de rapide și atât de puternice precum SF90. Este o strategie a lor destul de bună, după părerea mea, pentru că înainte de cât cei care erau certificați de Ferrari sau aveau colecții foarte mari puteau pune mâna pe astfel de mașini și ajungeau prin garaje sau pe la diversi aici bogați și nu le scoteau niciodată. Iar acum oricine poate cumpăra un SF90, nu este, cum spuneam, nu este ediție limitată, din contră au scos inclusiv un model cabrio, din câte am înțeles ăla este puțin mai lent ca modelul coupé, fiind datorită greutății, din cauza plafonului, da, care știți, cântărește puțin mai mult cu acele sisteme de decapotare, așa este la orice cabrio până la urmă. Ce pot să spun este că mașina se simte efectiv ca un kart, deci stă și accelerează în ultimul hal, îți ridică stomacul în gât, ca să spun așa. Și avem aici. Vai de capul meu. Mamă, mi s-a urcat inima. A făcut puțin mașina stânga-dreapta, dar s-a pus nimeni singură înapoi, pentru că după cum știți, și 4x4 mașina.